tot ce a făcut Iisus. Și de atunci, de a-mi scrie vrafuri și volum după volum, iată numai o lucrare, undeva, într-un cătun. Într-o iarnă mai geloasă, către vremea de Crăciun, cu o Biblie în mână, în locașul sfânt din sat, predica zelos păstorul, cu duh blând și devotat, despre văduva sărmană, care printre cei avuți a adus și ea la templu cei din urmă doi bănuți. Frații mei, spunea păstorul, mulți au dat argint și sloți. Văduva, ne spune Domnul, i-a dat mai mult ca toți. Dacă dai și dai cu milă unui om flămând stingher, un bănuț din sărăcie e cât o pomoară în cer. Și când rupi în două pâinea pentru un frate credincios, tu să știi că cel ce-ți spune mulțumesc e chiar Hristos. Astfel le-a vorbit păstorul și au răspuns cu toți amin. Dar mai din adânc răspunse un biet suflet de creștin. Și pornind el către casă, se gândea bătând pașiuți. Doar la văduva sărmană, care a dat cei doi bănuți. Doamne, își zicea strângându-și vechitura de cojoc, i-a dat ce avea în pungă, eu nici pungă n-am deloc. Dar ce-i drept, am sănătate, am picioare, grai, ia stați, am să merg din casă în casă și am să cer la cei bogați. Ei au bani, eu am credință și astfel Domnul care-i bun va îngriji ca și săracii să se îmbrace de Crăciun. Și a doua zi se duse la băcanul cel fălos, ce în biserica adesea se închina către Hristos. Cum către Crăciun se întâmplă, prăvălia era plină. Între doi clienți, creștinul către negustor se înclină. Domnul să vă aibă în pază, uite ce voiam să spun. Dați și pentru cei în lipsă o hăinuță de Crăciun. Altă treabă n-ai, măi, frate, am eu timp de dăruit? Dar iertați-mi îndrăzneala, zise omul umilit. Și ieșind, își spuse în sine, timpul-i scump la negustori. Ia să încerc eu încă o dată, mâine revărsat de zori. Și din zori, când prăvălia se vedea aproape goală, el intră, dădu binețe și cu vorba lui domoală începu. Acum, desigur, nu sunteți grăbit ca ieri. Pentru cei sărmani vin iarăși ca să dați după putere. Ce sărmani? Strigă băcanul. Ia te rog să ieși afară. Cine n-are să se îmbrace, să muncească, să nu ceară. Omul iar s-a întors spre casă, plin de gânduri. Nu se poate să nu aibă el un mugur cât de mic de bunătate. N-am văzut eu cum să roagă, își zicea zorind prin frig. Dar aici, în prăvălie, gândul lui e la câștig. A, ia stai, să încerc mai bine să mă duc în stă la masă, între ai săi, acel mic mugur de floare, e o floare luminoasă, mă voi duce prin credință. Și astfel, Domnul care e bun, va îngriji ca și săracii să se îmbrace de Crăciun. Iar a doua zi, când veseli toți ai casei la băcan, luau masa împreună în belșug de bogătan, lăudând cotletul strașnic și al vinului miros, cine le răsare în ușă cu cojocul zdrențuros? Biet creștinul, plin de râvnă, negustorul ca trăsnit, s-a făcut la față negru. Dintr-o dată a sărit și îmbrâncindu-l jos pe scară, repede cu un vreasc de foc. N-a pomană, n-a pomană, îl croi peste cojoc. Pe când omul din zăpadă își zicea strângând din coate,
Doi bănuți, eu cred că ar face vânătăile din spate. Iar când obosi băcanul, omul se sculă de jos și, frecându-se pe șale, zise: mulțumesc frumos, pentru mine atât ajunge, dar să nu vă supărați, spuneți-mi acum totuși, pentru cei sărmani, ce dați? Când îl auzi băcanul, am cremenit în ger. Parcă l-a străpuns deodată însuși Dumnezeu din cer. Prăbușindu-se pe scară, zise: vai, sunt un smintit, am lovit un sfânt, un înger, chiar pe Domnul l-am lovit. Frate, iartă-mi nebunia, vino în casa mea acum, să-mi îndrepți de azi înainte pașii pe-al credinței drum. Și de nu a dat atâta cât a dăruit Zacheu, dar a dat cu voie bună, cum e drag lui Dumnezeu. Iar a doua zi, creștinul, ca un bun misionar, după alți Zachei prin viscol, alerga zicându-și iar: ei au bani, eu am credință, și astfel Domnul care-i bun va îngriji ca și săracii să se îmbrace de Crăciun. Amin.